și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, mai bine spus un episod de Clash Royale, pentru că n-am mai postat de foarte mult timp, am așteptat ceva și m-am decis să fac și un video și să vă zic de ce n-am mai postat și când o să postez, când o să încep să postez iară. Dar acesta este un videoclip în care vreau să ranchez în Challenger 2, adică Road to Challenger 2, ceva în gen. Și haideți să începem. Deci, n-am mai stat de foarte mult timp pentru că am avut probleme cu PC-ul, mi s-au șters toate aplicațiile, mi s-a dat reset cum ar fi și a trebuit să le instalez pe toate, să-mi iau toate pozele înapoi, toate fișierele, tot ce-mi trebuia. Și până le-am instalat, nici acum nu le-am instalat pe toate pentru că mi-a fost prea lene. Dar să încep să postez videoclipul acesta și de joi sau vineri să încep să postez. Da, cred că așa ar fi cel mai ok. Da, și încă o dată îmi cer scuze pentru că n-am mai postat. Da, n-avem ce să facem. Și am zis, o să încep să postez joi și vineri, adică o să încep să fac live-uri și de-astea. Și să-mi spuneți dacă mai vreți episod de Clash Royale la, nu știu să zicem, 10 like-uri, 15 like-uri, postăm următorul episod ca să vedem dacă este apreciată seria sau nu. Ca să nu filmez degeaba. Și da, hai să ne concentrăm aici la meci după ce v-am spus de ce n-am mai postat și să îl bătem pe ăsta. Ok, bomber. Perfect logo ăsta. Băgăm și niște elite canceri. Pa, bă, da. Mamă, ce mă enervează ăsta. Nu pot să-i fac nimica. Adică se apără ca ultimul țăran de pe lume. Ok, fire spirit-urile alea nu trebuie să le lăsăm pentru că ne dau foarte multe damage. Și asta mă disperă cu pompele lui. Hai, păstrez locul de data asta. Ok. Și bă, dacă tot are furnalul pe partea aia, hai să băgăm pe partea asta. Să dăm și un loc preventiv, pentru că sunt așa, perfect. Perfect! Ce tip cu orfan aici? Bă, și tot el mai dă mai mult damage, nu știu cum vine asta. Dracu, tot el mi-a dat mai mult damage. Că deja mă enervează. Ok, haide, haide, bagă erau, știu că vrei. Bă, dar du-te, dracu. 2, bine. Am să bag Goblin Barrel. Să bage Eros. Nu bagă Eros. Acum a băgat. Păi puțin cam târziu. Și o să-l coste asta. Pentru că noi o să-i luăm turnul, nu? Nu-i luăm, nu te cred. Nu-i luăm cu Fireball, eram sigur. Haide, haide, haide. Hai te rog să-l batem. Să-l batem sau cum dracu se zice. Thanks. Bine, fraților, primul meci este câștigat. Hai să vedem. Nici dacă o să pun toate meciurile, adică alea care le pierd, nu cred că o să le pun. Ia să vedem câte corvere. Oh, bine. O, a intrat. Bine, bine cine a intrat. Și hai să mai jucăm. Pentru că vreau să fac în episodul acesta 4100 și de trofee. Ca să prescurtăm și noi. Prescurt. Nu vin cuvintele. Goblin Barrel. Și ăsta cu pompe, mă? Ok, există un Fireball, poate are Golem. Și Golemul la decul ăsta ne... Golem cu Nightwitch. Cea mai mare counter. Cel mai mare counter pentru decul ăsta. Da, GG. Pariu că are și Nightwitch. Pentru că are Metzigan borât ăsta. Și n-am ce-i face. Hai, pune, pune, pune. Am să pun asta pentru că nu vreau. Eram sigur, deci făceam pariu pe ce vrei tu. Ok, haide, să ținem Nightwitch ocupat. Cât ăla se ocupă de golem, ok, haide.
Și-a consumat elixirul, dar și eu mi l-am consumat pe al meu. Ok, nu băgam nimic acolo pentru că n-avem de ce să irosim. Ok, haide, aoleu, haide, ai suizărdule. Să nu ne luăm foarte mult damage. Dar dacă o să încep să fac episoade, o să le fac în jur de 10-15 minute, mai mult nu o să fac. Pentru că știu că și eu mă uit la YouTuber și e plictisitor să te uiți atâta timp la un YouTuber care se joacă de către rank, nu face nimic acest opening sau ceva. Și da. Sper să vă placă seria. O să o numim Road to Challenger 2. O să facem episoade. Ok. Haide. A pus golem, nu mai are elixir. Are loc, cred. O, să-mi lase, perfect. Hai, bag aici. Fă un rush, fă un rush. Oh, am belit-o acum. Am belit-o. Ok, hai, tăi, tăi, tăi. Bagă tot, nu contează, numai să ne ia turnul, dar ni-l ne ia. Ilia. Pă, doi. Și n-ai Twitch. GG. Mamă, ce mă enervează ăștia cu golem. Cel mai enervant golem. Că e greu să... N-ai Twitch și golem. Cea mai de căcat combinație. De căcat. E foarte bun, da. Te enervează, e greu să-i dai counter. Încă bagi Inferno Tower și vin ăia, bețurile alea și-ți distrug tot ăia. Haide, haide, haide. Carcă-te elixirurile. Perfect. Nu mai știu ce să-i fac la asta. I-am dat damage acolo, dar nu cât trebuie. Ok, hai să facem un rush. Ca altceva nu avem ce să facem. Pei, să-mi bat piciorul. N-am făcut nimic ca bine. 15 secunde. Ne apărăm și noi. Ba, s-a apărat cu golem ca orfanul. Bă, oricum sunt mulțumit că nu ne-am luat bătaie. De la asta trebuia să-mi iau clar bătaie. Deci m-am apărat destul de bine. Avea un deck de... Neînchipuit. Ok, să cerem Goblin Gang, că vreau să-l fac la 12. Singura card din deck care nu am la 12. Și eu cu 1. Adică, da, am 2. Ok, să mai jucăm. Cred că mai am timp de 2 meciuri. Da, mai am timp de 2 meciuri. Hai să vedem. N-am ce să pun. Deci n-am ce să pun. M-a prins aici. N-am ce să pun. Și uite cât damage mi-a dat. Ok. Băi, i-am dat și eu mai mult chiar. Dar eu din tot pușul ăla, uite cât i-am dat și el dintr-un puș. Dintr-un puș, dintr-un Goblin Gang de la. Mi-a dat o grămadă. Mai dă și Executioner. Ok, fii atent. Fiți atenți cum o să facem. O să ne apărăm pe partea asta și o să pușăm pe partea aia. Ca să ne ia turnul și la sfârșit. Da. Ok, hai cam. Cred că v-ați prins voi. Perfect. Nu mai e perfect. Iar e de 13. Ce să le faci la ea? Hai că mă înțeles.
Ăsta e pierdut. Bă, nu mai face ălea că mă enervează. Ok, cu asta trebuie să joci. Hai să punem mai sus zardul. Are executioner. Hai să punem atunci pușul ăsta aici. Și un loc, și un loc. Nu. Nu punem loc. Sau trebuia să punem loc. Pentru că ne-a dat mare. Nu mai zic. Hai că ne-am oprit și noi destul de bine acolo, mai bag un firewall și am luat unul. Și acum trebuie să începem pe partea asta. Ok, hai. Bine. Oh, ce cream că nu mai am timp de fireball. Haide. Hai că mai avem șanse. Ok. Bine. Ok, hai. Fii atent cum facem aici. Păi am să-l lasă de la îmbărgecul acolo. Ok. Log aici că știu că o să pună un Goblin Gang. L-a pus în partea aia bulangiu. Și cu asta cred că facem egal. Ok. Aoleu. Ok, hai să-i facem și noi acum când ne-am bătut. Hai să-i facem și noi așa. Toți morții, mă, de prost. Ok, scuzați-mă că am înjurat, dar sunt foarte nervos. Oh, am făcut și un quest. Oh, ăsta, hai să luăm, să colectăm. De abia aștept să fac super magicalul ăsta. Poate avem și noi șanse la legendară. Adică ar trebui să avem foarte mari șanse, că suntem și arena 11. Dar asta nu contează, hai să jucăm. Cred că ăsta e ultimul meci de pe acest video. Hai cu aici, Wizard-ul. Aurel. Ok. Ne-a lăsat, e bine. Hai să... Scarmi, thanks. Și aici bagam Elite Cancer și ne-am făcut. Pentru că avem un push chiar bun. Adică am avut. Ok, el aprinde un hit, e bine. Unde am dat mai mult damage? Pe partea dreaptă, ok. Ducem pe partea dreaptă atunci. Deși ne atacă și el. Tot ne ducem. Ok, hai Goblin Barrel. Lasă-mi-l. Bine, te rog, este. Thanks. Da. Ăsta cred că o să piardă. De fapt, o să mai spun asta mereu când zic că pe ăsta-l bat, pierd. Fix atunci când zic aia, pierd. Bine-s. I-am luat și executioner-ul. Mai dăm ceva de meci cu spirul pe linia aia. Și hai să pușam. Un log acolo să fie. Pe cine a făcut-o? Da. Wow, bine jucat. Ok, hai că e bine. Thanks. Și-a folosit și zepul. Bine, mă.
Ok. Ce prost am băgat acolo fireball-ul ăla. Puteam să mai aștept puțin și... Ok, haide. O să bage zep sau log. Bine, bine, bine. Acum a băgat zep pe aia și acum putem... Hai, hai, hai. Nu ne dă niciun... A, bă, da, ne-am dat un hit. Ok. Băgăm logul, că o să ne bage pe ea. Eram sigur. Hai, putem să-l batem pe ăsta, putem. Bine. Fireball. Hai, este! Bine, zep! Ok. Hai, pe ăsta putem să-l batem lejer. Dacă ne chinuim puțin. Fii atent că ne bate. Deci fii atent că ne bate asta. Am să las. Nu, 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 nu. Nu! Nu te... Deci v-am zis. Când zic că ăsta, pe ăsta îl bat, pierd. Ok, mamă, ce nasul. Hai să mai jucăm un match. Hai, chiar dacă e prea un video, hai să mai jucăm un match și după asta închidem videoul. Pentru că vreau să-l bat pe ăsta ca să-mi aduc înapoi coroanele, cupele. Să-mi refac cupele. Hai că sper să-l bat. Ok, haide, haide, haide. Mama, ne prinde. Ah, oh, cred că ne prinde două hituri. Haide. Mamă, cât dau ei acolo. Sunt de level 6 cu plimberelul ăla și este de level 11, cred. Haide, pe ăsta putem. Hai, mă. Fireball. Damage ne-a dat, bă, frate, numai cu prostia de hog. Hai. Putem, fraților. Deci, ăsta îl păstrăm pentru hog. Pun aici scarmi. Bine. Fii atent. Fii atent că nu e așa. Goblin Barrel. Haide. Ne ducem cu Goblin Gang. A, nu măcar are și el. Ok, că avem vânător. Știu că o să bage hog-ul, dar nu știu pe ce parte. Pe partea aia. Am înțeles. Nice. He, ce fraier. Ok, fii atent ce facem. Haide, haide, haide. Încă un elixir, un elixir. Bine, o să ne bage Goblin Gang. Nu te cred cum mi-a făcut-o pe asta. Și ne bagă zep. Păi nu mai trebuie să bag fireball-ul. Bine, fraților! Bine, bine, bine! Mamă, cum mi-am luat acolo turnul. GG. Mamă, hai că ne-am recuperat trofeele înapoi, să ne punem și noi ăsta la făcut, să avem și noi
De data viitoare o să pun și gesturile la făcut ca să putem deschide în fiecare episod. Băi, deja am filmat 20 de minute, deci, fraților, cam acesta a fost episodul. Eu am fost Alex, ne revedem la episodul următor. Pa, pa!